Pe fiecare planetă a galaxiei o să găsești un flux, o energie puternică, magică. Aici, pe Achillean, o numim suflul. Fluxul e atât de puternic încât trebuie ținut în frâu, cu excepția fotbalului galactic, cel mai spectaculos sport din întregul univers. După 15 ani, împotriva tuturor calculelor, o tânără echipă Achillean a câștigat cupa de fotbal intergalactică, uimind întreaga galaxie. Acum vor trebui să câștige din nou, dar trebuie să facă față unor noi provocări. Soarta noastră este în mâinile lor. Galactic Football. Din episodul trecut. Rocket se va întoarce la timp. Echipa copiilor zăpezii va avea nevoie de tot pentru a-i învinge pe Rikers. Vor trebui să fac acest fără mine în seara asta. Mark, ce se întâmplă? Kelly, se pare că Rocket nu va juca astăzi. Nici Tia nu este pe teren. Pare să fie Yuki, portarul echipei. Iată-i acolo. Tia, nu atrage atenția asupra ta. Mă gândeam că cei din echipa Rikers nu s-ar aștepta niciodată ca să mingea lui Yuki. Ei o văd ca pe un portar care nu poate înscrie un gol. Noi știm mai bine. Tia, cum ne-ai găsit? Sonia a făcut acest lucru. Trebuie să plecăm. Yuki are cel mai bun suflu! E o veste fantastică! Echipa copiii zăpezii câștigă! Am avut o viziune. În niciun caz nu trebuie să joci în meciul contra echipei Lightning. Înțelegi? Mamă? Warren intră în joc. Poftim? Rocket a venit la hotel și a plecat din nou? A plecat pur și simplu fără să spună un cuvânt. Nu înțeleg. Nu vrea să se întoarcă înapoi? A crezut că Tia a fost accidentată. Nu cred că și-a fost în legătură cu echipa. Arch, ce-ți pasă? Ai lăsat să se întâmple acest lucru. Adică? Spun că tu ești lui. Ar fi trebuit să fie avut mai multă grijă de el. Nu este doar un jucător. El face parte din familie. Nora ta, așteaptă. Nickel, Chrome și Technoid, sponsorii oficiali ai mari întreceri de lovituri. Nu a început încă? Vreau să discut cu Jock. Da, și eu. Vor fi niște lovituri teribile în marea întrecere. Mă bucur că nu-i apăr eu. Ar fi ca și cum ai prinde raze laser. Dar e o bună ocazie pentru mine de a-i studia pe viitorii mei oponenți. Știi ce i-a spus Maya lui Joker? Se purta într-adevăr ciudat după discuția telefon. Poate că a uitat să-și facă curat în cameră ultima dată când a fost pe an. După toate poveștile despre Sony și competiția sportivă și toate celelalte, se simte foarte stresat. Poate că Maya nu a spus nimic deosebit. Nu-ți fărigi! Membrii echipei zăpezii se ridică întotdeauna când e vorba de confruntare. Da! Asta este ceea ce-i deosebește de portarii echipei noastre! A, ce? Am glumit! Calmează-te! Șș! Începe! Hai, Joc! Hai, Joc! Hai, Marea întrecere! Astăzi la stadionul Genesis! Urăm bun venit fanilor fotbalului la acest excepțional eveniment, Marea Întrecere de Lovituri la stadionul Genesis. Așa este, Kelly. Marea Întrecere de Lovituri este evenimentul care adună toți jucătorii de vârf din Galactic Football pentru o demonstrație precisă și talent care stai răsuflarea, pur și simplu. Absolut, Nork. Iar întrecerea din acest an va fi fenomenală. Cu Kernan. Akamuk. Lunzera, Jock, Lur și Warren. Ei ar putea rupe pur și simplu în bucăți stadionul Genesis. Cine știe ce ne va câștiga astăzi? Da, e grozav, toți jucătorii de vârf, corect, mulțumesc că te-ai gândit la mine. Au spus jucătorii de vârf, nu sfărăitorii de vârf. Asta e părerea ta, Hito? Nu, nu mai e. Hei, băieți, lăsați-mă deoparte data vine bine. Și să nu uităm că toate încasările din acest uimitor spectacol vor merge direct către victimele dezastrului care a lovit recent arhipelagul Umbrei. Deci, să înceapă spectacolul!
Sonny, totul e gata de plecare. Nu vei avea prea mult timp. N-am nevoie de mult timp. Îți mulțumesc pentru ajutor, Clamp. Și acum este lor de la echipa Xenonx. Artă, Kelly, pur și simplu artă. Sunt întru totul de acord. Lur este o sursă de energie nesfârșită. Iar acum este Job, capitanul echipei campioane Copiii Zăpezii și cel mai tânăr membru al competiției. Dar nu se mișcă? Ce așteaptă? Va rata lovitura? Ziua. Numele meu este Sonny Blackbones. Scuzați-mă pentru întrerupere. Tată? Am un mesaj important pentru toți cei din galaxie. Sunt sigur că vă amintiți cu toții de recenta explozie care a avut loc pe planeta Shadows. Această explozie a provocat pagube ireparabile și i-a deposedat pe cei din echipa Shadows de fluxul lor. Echipa Pirates a câștigat meciul în fața echipei Shadows, dar nu s-au mândrit cu acest lucru. E canalul corect? Dar Sony e pe toate canalele. Wow, Sony! Nu vine să cred! Wow, super! Și nu a folosit niciodată în mod greșit fluxul altei echipe. Dispariția Ceței la echipa Shadows a fost o mișcare calculată. Ai auzit? Știam că Sony nu era așa de rău cum spun ei. Forțeze echipa Pirates să se întoarcă înapoi în dizidență și să mă incrimineze pe mine ca fiind responsabil de acest act îngrozitor. Din nou, forțele răului sunt puse în funcțiune în galaxie. Aș dori să vi-l prezint pe ambasadorul Obi-Amun. Felicitări! Este onoare pentru mine să vă spun că Sonny Blackbones nu a avut absolut nicio legătură cu explozia care a lovit recent arhipelagul umbrelor. În timpul unei misiuni de pace, soția mea și cu mine am fost capturați și reținuți pe nedrept de tehnoid. Mulțumită lui Sonny Blackbones, suntem liberi. Adevăratul criminal care a răspândit teroarea pe planeta umbrelor este un om numit Blaylock, un vechi angajat la Technoid. Imposibil! Generalul Blaylock, prezent în această fotografie, este un om periculos, instabil și capabil să facă mult rău. Blackbones, vei plăti pentru a... Dar cine te va crede? Tu ești un pirat, iar eu sunt un om mort. Dacă voi sau oricine altcineva din familia voastră are vreo informație în legătură cu locul unde se află generalul Blaylock, vă rog să ne contactați imediat. Trebuie să-i acordați credul lui Sony. Când pleacă, pleacă cu o lovitură. Blaylock este în viață și se află în spatele acestei probleme? Ați mai auzit vreodată ceva atât de ridicol? Nu, excelența voastră, niciodată. E bine cunoscut că generalul Blaylock a murit cu ani în urmă. Știu totul despre acest lucru, Harris. Generalul Blaylock și cu mine nu ne-am întâlnit niciodată față în față. Ne-a făcut mult rău, dar un om inteligent. Da, am auzit. Dar să pretinzi că este în viață, mă tem că sărmanul Sony și-a pierdut mințile. Acum spre întreaga galaxie consideră că eu nu am nimic de-a face cu această tragedie. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.
ambasadorul Obiamun alături de căpetenia piraților. Blaylock în mod sigur nu s-a așteptat la așa ceva. Domnule ambasador, vă mulțumesc. Cu anunțul dumneavoastră aș putea fi pur și simplu reabilitat. Îți mulțumesc, domnule Black Bones. Dacă nu interveneai, cine știe ce s-ar fi putut întâmpla cu noi? Avem o navă gata să vă ducă înapoi în Obiamun. Nu va fi nevoie. Mai degrabă ne-am duce înapoi pe planeta Genesis împreună cu fica noastră, ca să o susținem în timpul meciului. Am înțeles foarte bine. Acest lucru înseamnă într-adevăr foarte mult pentru mine. După tot ceea ce s-a întâmplat, cel mai important lucru pentru noi e familia. Așadar, suntem cu toții acum bine sănătoși. Partea cea mai grea a trecut. Evident, voi nu-l cunoașteți pe Arch. Corso, mută pe secret. Mergem pe Genesis. Prin spate. Bine, Sony. E timpul să ne uităm din nou la sferă, ca să-l putem găsi pe vechiul nostru prieten. Simbai, aș dori să vă pe Tia, îndată ce se întoarce înapoi pe Genesis. Bine, Arch, dar mai întâi aș dori să o consul și să fiu sigură că se simte bine. Voi aștepta. Dă scuză pentru neașteptată întrerupere. Să ne întoarcem acum la programul nostru. Și este Lur, fotbalistul echipei Xenops, cel care câștigă marea întrecere de lovituri de pe stadionul Genesis. Intră! Tia, sper că înțelegi gravitatea acțiunii tale. Ai pus întreaga echipă și pe mine într-o situație imposibilă. Nu-ți abandonezi niciodată poziția cu o noapte înaintea unui meci la acest nivel. Și tu știi asta. Știu, antrenorule. Îmi pare rău. Ce se întâmpla dacă pierd? Crezi că te-ar fi iertat vreodată cu ochii tăi? Desigur, am reușit să câștigăm. Și asta este ceea ce contează. Tia, înțeleg. A trebuit să-ți salvezi părinții. Aș fi făcut, desigur, același lucru dacă aș fi fost în locul tău. Te iert. De data asta. Acum du-te alături de colegii tăi. Îți mulțumesc, antrenorule. Îți mulțumesc mult. Nu am să te odrez niciodată. Pe viitor, dacă ai probleme, spune-ne. Noi suntem o echipă. Trebuie să avem încredere unul în celălalt. Așa voi face. Și încă ceva. Vei face antrenamente duble până la meciul nostru viitor. Lur este imbatabil. A dominat în mod mare întrecerea de lovituri. Hei, nu uita că Joker a ieșit pe locul 2. Este destul de impresionant, nu-i așa? De fapt, el a fost împreună cu Warren pe locul 2, fără să minimalizez nimic. Hei, băieți, ce-am pierdut? Tia! Ah, nu se poate. Unde ai fost? Te-ai întors? Hei, ce ți-a spus Arch? Povestește-ne. Ce fac părinții tăi? Te-a lăsat în pace, nu-i așa? Părinții mei sunt mulțumită lui Sony. Din experiența mea cu pirații, cred că nu ai dus-o prea bine. Așa cred. Nu este adevărat. Au fost cât se poate de amabil. Adevărat? Dar cum se poate? Îmi pare foarte rău că v-am dezamăgit. Vă rog să nu fiți supărați pe mine că am plecat. Hei, glumești? Ai făcut asta pentru ai tăi. N-ai avut de ales, nu? Da, am reușit să învingem și putem să-i mulțumim lui Yuki pentru acest lucru. Ceea ce contează acum este că te-ai întors. Hei, iată-l pe campionul nostru! Felicitări! Bravo! Ce mai face tatăl meu? Este un tip într-adevăr uluitor. Fără el, părinții mei nu ar fi fost în siguranță acum. Sunt mândru de Sony. Sunt fericit pentru părinții tăi și sunt într-adevăr fericit că te-ai întors. Apărat un titlu, corect? Hai, copii, să vezi! Ai vreo veste din partea lui Rocket? Joacă încă Netherball, dar Warren speră să-l învingă în seara asta. Atunci Rocket va trebui să părăsească sfera. Mergi și cu mine, mergem pe jos în scurt timp. Să vii cu noi? Nu, mulțumesc. În regulă. Deci vrei să fiți despre marea întrecere de lovituri sau ce anume? Oh, da! Cum ai reușit să faci chestia asta între timp? Bing, bang, boom! Vreau să spun, acest lucru e imposibil pentru oricine, care nu e la fel de bun ca mine. Rocket! 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 În această seară, suportă Edward, încă un meci ordinar. Și va conduce sfera. Acesta va fi... Hakamuk, wow, acesta va fi un meci lung, plictisitor. Am putea pleca mai bine. Știi ce am de gând să fac în seara asta? Te vei duce acasă, îți vei pune monoclu și te vei așeza pe fotoliu cu o carte bună în mână. Cred că ai dreptate. Hei, ce se întâmplă? Rocket va juca cu mine în seara asta. Warren, de ce vine el acum? Ce se întâmplă? Din toate timpurile este pe care strâncea ta. Rrrr, Rocket! Băiatul lui Achillean
vrei să pleci? Sergea pe meciul Nederman! Fidur, nu-mi plăcea să fiu în locul lui. Da, este un pic diferit față de terenul de sus. Îl numesc pe acesta acasă. Doar două reclări încă. Ha, gata, am reușit. Privește, sfera preia fluxul jucătorilor și îl colectează. Incredibil. Înseamnă că fluxul ar fi putut fi colectat fără ca jucătorii să știe. E posibil să aibă mult flux, Sony. Blaylock e pe aproape. Corso, spune-le oamenilor să verifice peste tot, să urmărească fiecare cablu. Trebuie să aibă în apropiere. Așa vom face, Sony. Ce se poate întâmpla cel mai rău în cazul în care nu-l găsim pe Blaylock? Ce ne-a mai rămas nouă și nu a luat el încă? Nu sunt sigur că poate învinge. Warren trebuie să câștige chestia asta. Dacă voi câștiga acest meci, va trebui să părăsești Netherball și sfera pentru totdeauna. Acesta este un loc pentru mine. Câștig tot timpul în cazul n-ai observat asta. Dacă voi câștiga tu și Netherball, sunteți minați. Mă auzi? Da, da. Cred că vorbești prea mult. Rocket! 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 Da! Haide, stipește! Crezi că Warren are vreo șansă? A mai rămas un minut. Meciul s-a încheiat, Warren. Ai râdut. Cred că rămân. Faci o mare greșeală, Rocket. Greșeala ta că te-ai confruntat cu mine. Acum depinde de tine, Jock. Tu ești singurul care poate să-l aducă pe Rocket înapoi prin câștigarea luptei în sfere. Asta este situația dacă îl vrei înapoi în echipă. Pa! Rocket! 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 Rocket!
Warren are dreptate, trebuie să te confrunți cu Rocket. Chiar dacă nu vrei, trebuie să joci Neverball. Nu există altă cale. Da, știu. Aș vrea să știu cât de departe suntem. Excelența voastră, am terminat de transferat fluxul în ultimele două aparate. Perfect, începeți să evacuați laboratorul. Am tot trebuie acum, Harris. Armele decisive sunt în sfârșit în posesia mea. Și ce vei face cu aceste aparate? Oh, Harris, în mod sigur știi. Voi distruge stadionul Genesis, bineînțeles. Stadionul Genesis? Da, nu se poate. Mulțumită ție, pot. Și o voi face. Din episodul următor. Să înceapă meciurile din sferturile de finală. Technodroid V3 trebuie să câștige pentru binele lui Technodroid și al întregii galaxii. Am căutat aceste coridoare ore întregi. Vine cineva? Salut, Micro-Eyes. Vrei să faci o plimbare? Rocket! Rocket! Intri tu, succes! Rocket! Rocket! Rocket!